Regretata moarte a fotbalistului de la Dinamo București a scos la suprafață lacunele pe care medicina sportivă le are în România și tocmai din această cauză, unii reprezentanți ai Federației Române de Fotbal au declarat în cadrul unei emisiuni de pe un post TV național că este posibil ca echipele românești să aibă în viitorul apropiat medici sportivi străini. Și pentru că medicii sportivi sunt, sau ar trebui să fie în strânsă colaborare cu medicii ortopezi care joacă un rol extrem de important în viața sportivilor de elită, noi am cerut părerea cu privire la acest fenomen profesorului dr. Tiberiu Bățagă, medic specialist ortoped de renume în România și în străinătate, care a operat și tratat printre pacienți foarte mulți sportivi de elită. Fiecare club sportiv își are politica lui și fiecare federație. Având în vedere că sunt foarte mulți străini, stranieri, cum spun italienii, în toate campionatele sportive, sigur, probabil că există o pretenție mai ridicată din partea acestora sau firmelor asiguratoare ca să fie tratați de specialiști de renume. În fond și la urmă, este până la urmă decizia fiecărui club sau fiecărui sportiv unde dorește să fie tratat. Profesorul dr. Tiberiu Bățagă a mai menționat faptul că la noi în țară există centre medicale universitare care se ocupă de sportivi de performanță și nu numai din România, datorită specialiștilor extrem de bine pregătiți, unele dintre aceste centre figurând deja ca și centre de excelență FIFA și UEFA. Foarte multe cazuri sportivi de elită din țară au fost operați în centrele importante, București, Timișoara, Târgu Mureș, Cluj, Oradea, Craiova și așa mai departe. Important pentru noi este ca aceste centre, cum este Timișoara, Târgu Mureș, București, se întâmplă într-un circuit și să devenim centre de învățare și de training și unele dintre ele, datorită rezultatelor și profesionale și de cercetare, au devenit centre de excelență FIFA și UEFA. Pentru examenul de rezidențiat din data de 15 noiembrie 2015, specialitatea medicină sportivă, locurile scoase la concurs au fost în număr de 8 pe toată țara.